Doi pantofi împrăștiați pe șosea, un fes, numărul de înmatriculare al unei mașini și multe rămășițe. Este locul accidentului în urma căruia un om al străzii și-a pierdut viața. A încercat să traverseze drumul județean de pe raza comunei Blejoi, chiar la ieșirea dinspre Ploiești, înspre Păulești. Consumase alcool și zona slab iluminată a făcut ca șoferul unui autoturism care circula dinspre Ploiești să nu îl observe. L-a izbit frontal, apoi l-a aruncat zeci de metri în fața mașinii. Un alt șofer care a vrut să evite impactul cu prima mașină oprită brusc a ocolit autoturismul. Nici al doilea conducător nu a văzut bărbatul întins pe caldarâm și aproape că a trecut peste el. Vara asta de protecție așa a fost julit acolo? Da. Așa aveți autorizații? Pentru? Pentru bară. Aveți autorizații? Adică ce fel de autorizație? De reparații, domnul meu. Nu? Pentru orice avare suferită la autoturism aveți nevoie de autorizație de reparație, aveți? Nu. Și de unde să vă cred atunci? Așa am văzut mașina de acolo. Eu de-abia sunt venit de 3 zile în țară. Alexandru, șoferul celei de-a doua mașini, se întorcea de la o petrecere. Conducea spre casă, însă pe drum s-a produs nenorocirea. Am ocolit accidentul și după ce am ocolit accidentul, am încălcat linia continuă. Când am ocolit accidentul, am intrat pe sensul meu spre direcția Păulești și când am intrat pe sensul meu, am mai mers 2 metri, să zic. Și când și în fața mea am văzut persoana decedată. Când am văzut, am înfrânat și mașina s-a dus târâș și l-a agățat. Deci, pur și simplu, mașina s-a dus peste el. Victima era însoțită de un alt om al străzii, aflat și acesta sub influența băuturilor alcoolice. Camaradul său de drum a avut însă noroc. A fost aici o persoană, tot un om al străzii. Când am coborât din mașină, el era prezent cu persoana din a doua mașină, cu ceva martor, un domn avocat și cine a mai fost și a zis, ești impostitat ca și mine, am băut și ce s-a mai întâmplat cu mașina. În accident au fost implicate două auto, ambii conducători auto acestora au fost testați cu aparatul test, rezultatul fiind negativ. Vom efectua cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe. În zadar s-au chinuit medicii să-i salveze viața. Bărbatul și-a dat ultima suflare pe caldarâm. În tot acest timp, polițiștii recomandă pietonilor să folosească veste fosforescente pe timpul nopții. Recomandă pietonilor care se angajează în traversarea teritoriului de drum să poarte haine fluorescente, mai ales în condițiile de neiluminat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Victima nu avea acte de identitate asupra sa. Trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală de la Ploiești pentru a fi identificat.